El vă recomandă Aminoplant, biostimulator pe bază de aminoacizi esențiali naturali pentru culturi cerealiere, oleaginoase și vitipomicole. Bună ziua, bine ați venit la Agricultura, o șansă pentru România. Constatăm că este o tot mai mare preocupare a guvernului pentru prețurile alimentelor, până la un punct justificată. După acel punct, mie mi se pare că se exagerează cu influențele acestea în piață și cu ideea de a controla prețurile. Dar, sigur, e doar o opinie personală, nu contează foarte mult în economia acestor zile. Spun acest lucru pentru că astăzi guvernul a reiterat, ăsta e cuvântul, nu e prea fericit, ideea de a scădea prețurile unor produse alimentare. Mâine are loc la guvern o întâlnire cu marile rețele comerciale. Totdeauna o întâlnire este binevenită, fără îndoială. E un dialog care trebuie să aibă loc. Ce o să iasă de acolo o să vedem mâine. Deocamdată încercăm să înțelegem contextul în care se discută atât de intens pe aceste teme privind lanțul alimentar și controlul prețurilor, împreună cu domnul și cu colegul Carol Popa, redactor șef revista Piața. Mulțumesc, Carol Popa, pentru prezență. Bună ziua, bine v-am găsit. Bună ziua și noi, spunem. Bun, sigur că nu e o temă nouă. Aș spune că e o temă deja de un deceniu cel puțin, cea a fricțiunii dintre pe lanțul de producție, aprovizionare și retail, nu? Deci avem această discuție, cine câștigă mai mult, de ce câștigă mai mult sau cine ar trebui să mai lasă la preț. Discuția e veche, nu? Deja, Carol. Da, este o discuție veche generată, dacă vreți, de spiritul balcanic ce se leagă de capra vecinului și nu de animalele din propria ogradă. Cred da. Că orice persoană își dorește să vadă la raft, în calitate de consumator, prețuri mai mici. În egală măsură, orice intervenție a statului în fluxul economic poate genera pericole care ulterior să determine șocuri economice. Și avem câteva exemple, dar o să ajungem și la ele. Bun, din analizele pe care le faci în revista Piața, crezi că există o atât de mare diferență de profit, de profituri pe lanț? De obicei, producătorii arată cu degetul către, uneori către procesatori, altor și către procesatori și către retailer, sau mai ales către retailer. Ai această senzație că diferențele de rata profitului sunt atât de mari? Există un dezechilibru care generează aceste diferențe și dezechilibru constă între puterea de negociere a marilor retaileri și puterea de negociere a producătorilor care nu se asociază în grupuri industriale mari prin care să negocieze cu marii retaileri. Vorbim aici despre capacitatea unui retailer de a pune marfa pe rafturi în 200-300 de locații de vânzare simultan și de capacitatea unui producător de talie medie în România care poate furniza produse pentru 50 de magazine sau 50 de locații, nu mai mult. Și atunci uneori acesta e un caz fericit, să zicem, nu? Adică un 50 de magazine uneori e da, pentru un producător. De aceea și precizat că este vorba de un producător de talie medie, pentru că avem și producători mai mici care pot livra local sau regional și atunci numărul de locații în care pot pune marfa pe rafturi este mult mai mic. Da. Bun, deci aici e prima, să zicem, prima discuție, să zicem, legată de ce își doresc retailerii, pe bună dreptate, și anume să aibă produse care să meargă în cât mai multe magazine. Este și o economie de scală și una de costuri. Și ce își doresc producătorii, care uneori n-au capacitatea de a duce, de a satisface această comandă, nu? Desigur, și aici mai vorbim de o influență, pentru că vorbim de o Românie ce are la
în nord-vest Ungaria și unde producătorii de lactate din regiunea respectivă nu vor putea face față niciodată concurenței cu produsele lactate din Ungaria. Vorbim despre rafturile marilor retaileri. Vorbim despre nord-estul României, care acum se învecinează cu Ucraina, unde o serie de produse intră și se așează pe rafturi la prețuri intangibile. Foarte pentru mici. Producătorul român. Costurile sunt mai mari în România să produci decât prețurile cu care acele produse intră în depozitele retailerilor. Deja vorbim despre o concurență dură, foarte dură și foarte, foarte puternică, la care producătorii locali nu vor face față fără intervenția statului, într-adevăr. Ok, aici aș mai deschide o paranteză, pentru că auzim de mulți ani faptul că producătorii polonezi de aproape orice, de la lapte la mere și de la carne la, nu știu ce să spunem, la mezeluri. Au niște subvenții, așa le numesc producătorii români din partea statului. Niciodată, sau întrebându-i, n-am reușit să aflu exact ce tip de subvenții, dar acum, în ultimii doi ani, uitându-mă pe Comisia Europeană, pe site-ul Comisiei Europene, am văzut, spre exemplu, că Polonia accesează foarte des, sau accesa foarte des, sume mari ale schemelor de ajutor de stat. Adică obțin o aprobare de la Comisie pentru a derula o schemă de ajutor de stat. Atenție, sunt bani, fonduri naționale, sunt bani de la bugetul național, pe care îi trimit către producători pe diverse, să zicem, destinații. De la plata unei asigurări pentru fermieri până la, am văzut mai nou, plata unei intrări în insolvență sau o despăgubire pentru intrarea în insolvență din cauze legate de produsele care vin din Ucraina, de exemplu. Deci cred că asta e varianta de subvenționare despre care discutăm. Da, vorbim cumva de două situații puțin diferite. Te rog. Vorbim de cazul Polonia, unde toți banii care ajung la producători ajung în urma unor strategii naționale care funcționează și sunt bine puse la punct de ani de zile, unele chiar de 15 ani, așa cum e cazul merelor. Și vorbim de o strategie națională, vorbim de o abordare națională în România, unde și noi accesăm fonduri punctual pentru un anumit program. Am avut programul Tomata, da? Și haideți să facem o comparație. Polonia a investit timp de 15 ani în cercetare pentru culturi de mere, în stabilirea solului pentru culturile de mere, în culturile copacilor care vor produce mere. Ulterior, după primii 10 ani de investiții, au obținut cele mai ieftine mere pe plan global. Într-adevăr, Polonia produce cel mai ieftin un kilogram de mere pe plan global. Dar ce facem în România? Implementăm programul Tomata, dăm subvenții producătorilor de tomate de unde sunt ei, din Oltenia, din alte zone geografice ale României. Aceștia folosesc subvenția pentru a produce intensiv tomate în lunile iulie și august. Da. Și nu există tomate românești în ianuarie, nu există tomate românești în noiembrie, nu există tomate românești în luna decembrie, când sunt cele mai mari vânzări în retailul alimentar. Da. Cred că în absența unei strategii, investițiile astea haotice nu dau rezultate pe termen lung. Da, e bun exemplu. Mulțumesc că ni l-ai dat, Carol Popa, pentru că, într-adevăr, modelul polonez este un model de gândire de strategic, să spunem, da? Așa cum ai precizat, în care pleci de la cercetare și de la a vedea ce, mă rog, felul în care poate deveni productiv, foarte productiv, o plantație de mere, de exemplu, o livadă. În România pare tot un haos. Dar haideți să, sau mă rog, aproximativ un haos. M-aș întoarce, vă rog, te rog, Carol Popa, pentru că vorbeam la început despre lapte. Avem un exemplu legat de lapte și anume un acord, cred că încheiat luna trecută, sub girul Consiliului Concurenței, un acord voluntar adevărat, în care procesatorii și retailerii au convenit, sau o parte dintre ei au convenit să își reducă adaosul comercial pentru a păstra sau pentru a reduce un pic prețul laptelui la raft. A funcționat? Ți se pare un model de urmat? Ne așteptăm să se întâmple și la alte produse? A funcționat acest
acord și funcționează încă, dar să luăm în calcul faptul că acest acord funcționează pentru producătorii mari și medii, care în timpul negocierilor pentru acord au negociat și cu retailerii pentru producția de marcă privată. Ce înseamnă asta? Că producătorii au renunțat pentru o perioadă de timp să-și mai susțină brandurile cu promovare, cu marketing, cu ambalaje proprii, vând, deci nu fac altceva decât operațional, adică procesează lapte și îl vând în ambalajul retailerului către retailerul respectiv ca marcă privată. Costurile lor s-au redus cu costurile de marketing, costurile de ambalare și așa mai departe, dar pe de altă parte prețul a scăzut la raft și se fac volume de vânzări pe această marcă privată mai mult decât pe brand. Să nu ne imaginăm însă că în momentul în care acest acord va fi eliminat, se va opri, da. Se va opri, brandurile producătorilor nu vor avea de suferit în urma acestui proces. Pentru că vor exista consumatori care vor descoperi gustul laptelui napolact în marca privată de la un mare retailer. Mă scuz că am făcut reclamă. Nu e o problemă, e în regulă. Nu sau a unui alt producător mare de lactate. Da. Și atunci brandurile respective vor suferi pentru că vor avea vânzări mai mici fiind căutată marca privată ce realizează... Consumatorii s-au obișnuit un pic cu marca privată, spunând, și poate constatând că are calitate și marca privată, nu asta ne spui. Practic vorbim despre același lapte. Nu? Corect. Fabrica nu poate fi setată pe două stiluri de producție diferite. Așa este, da. E o observație interesantă și cred că binevenită. Putem să mai adâncim analiza, dar aici aș face doar o paranteză pentru că am exemplul unui lanț de magazine care e și în România, francez, și care în fața cererii guvernului, pentru că și guvernul francez în urmă cu un an de zile a avut o cerere, a creat un așa numit scut anti-inflație, dar a încercat să pună niște reguli, dar a constatat că deja regulile existau sau mari retailer luaseră acele măsuri. Dau un singur exemplu, acest mare retailer și-a făcut ca o campanie de marketing 100 de produse pentru care a blocat prețul lor pentru 100 de zile, dar așa cum ai spus, Carol Popa, multe dintre ele erau marcă proprie ale retailerului. E un model, mă întorc la România, poate fi un model? Poate fi un model blocarea prețurilor, dar așa cum spuneam, blocarea prețurilor nu face altceva decât să susțină activitatea industrială în industria alimentară, dar nu va susține niciodată brandurile românești. Trebuie să facem o diferență foarte mare între efectele măsurilor pe care un guvern sau altul le poate adopta. Orice efect populist de reducerea prețurilor va lovi în produsele locale, cel puțin în cazul României. Dacă reducem prețul la lactate, să fim convinși că cel mai ieftin lapte care este îmbuteliat și vândut pe rafturile din România nu provine din România, deci nu provine de la fermele românești. Da. Deci iată că analiza ta ne arată că nu le putem avea pe toate, adică putem să avem un preț mai mic, dar fie brandurile românești vor suferi, pe de-o parte pentru că nu se va mai pompa, mă rog, sau se vor avea campanii de marketing mai mici, mai puține sau chiar deloc, pe de-o parte. Pe de altă parte, poate pentru că vin produse din afară la prețuri mai mici și atunci iarăși prețurile sunt, producătorii români au această problemă. Deci pare să că nu le putem avea chiar pe toate, chiar dacă ne-am dori. Nu, trebuie să alegem între a adopta măsuri populiste pentru consumatori sau a adopta măsuri economice pentru producători. Și una și alta va fi foarte dificil de gestionat, pentru că dacă mâine punem preț 2,50 lei maximal la rafturi în magazine pentru mere, nu trebuie să explic nimănui de unde vor proveni acele mere și în niciun caz de la Voinești. Din Polonia, sigur.
Probabil, sau cu precădere din Polonia. Mai avem un caz care a fost aplicat după pandemie și anul trecut, când inflația a început să urce, în Ungaria, nu? Te rog, spune-ne un pic care a fost situația în Ungaria, Carol Popa. Da, în Ungaria, în momentul în care inflația a escaladat foarte mult, prețurile la raft au explodat, prețurile combustibililor și la energie au explodat, prima măsură care a fost adoptată a fost plafonarea prețurilor. Ca urmare a acestei măsuri, ce a bucurat într-adevăr consumatorul în primele 48 de ore, marfa a dispărut de pe rafturi, pentru că toți producătorii toți producătorii ar fi vrut să vândă marfă către retaileri, dar nu mai puteau la același preț pentru că aveau o plafonare, în așa fel încât și retailerul să mai câștige ceva sau să-și acopere din costuri, că de câștig nu putea fi vorba. Și s-a ajuns la concluzia că nu se mai pot face tranzacții cu mărfuri în Ungaria pentru o perioadă de timp. Mărfurile au fost redirecționate către piețele învecinate, inclusiv către România. La fel s-a întâmplat și cu combustibilii, nu erau combustibili la pompă. Și până nu s-a dezamorsat acest sistem printr-o altă măsură tot administrativă, lucrurile nu au evoluat în bine. Ulterior, adică a fost chiar o parte o zonă de penurie, nu? Au fost chiar nu se găseau mărfuri, nu? Da, pentru că practic rafturile magazinelor au fost golite de produsele la preț vechi, dar nu au intrat produse la preț mai mic, că nu au avut de unde. Da. Și la finalul acordului s-a constatat o explozie a inflației pe prețurile respective, adică speculativ prețurile au crescut mult mai mult decât erau inițial înainte de a se adopta această măsură. Da, de altfel s-a și văzut în rata inflației din Ungaria, care la un moment a ajuns la un 25%. România n-a atins această rată, între timp a mai scăzut și în Ungaria, dar cum spui, s-a văzut în inflație. A fost șocul acelei măsuri. Exact, da. Bun, mai avem 5 minute și aș vrea să te rog să ne apropiem de România din nou. Și anume, știm că mâine la guvern are loc o întâlnire cu a guvernului sau cred că a premierului, nu știu, poate cu câțiva miniștri, cu mari retailer, probabil cu asociația respectivă, poate și cu câțiva reprezentanți ai marilor retaileri. Care sunt așteptările pe care le vezi de la guvern? Adică din declarații e limpede că premierul își dorește o scădere a prețurilor alimentare de bază, la prețurile alimentare de bază. Este lăudabilă dorința. Da, toți ne dorim câte ceva. În ce măsură acest lucru este posibil, cred că premierul pornește de pe o poziție în care nu a fost consiliat suficient de bine, pentru că pe parcursul anilor am constatat o reticență foarte mare în asociere a producătorilor de pe lanțul de aprovizionare din România. Aici vorbim de producători industriali, vorbim de fermieri și atunci să discuț cu Asociația Marilor Retailer, care reunește peste 4.000 de magazine, și să vii producător pentru 50 de magazine la negocieri, nu este o situație echilibrată. Nu vorbim de pe picior de egalitate, nici măcar dacă primul ministru este acolo lângă ei. Da, și să mai remarcăm faptul că de-a lungul timpului am avut mai multe încercări de reglementare în ceea ce privește relația producătorii-retaileri. Aici mă refer la acea lege, așa numită legea cu 51% produse românești, care cred că a capotat jalnic, a spune, în sensul că a fost un infringement, nu s-a putut aplica și așa mai departe. Și s-a mai transpus o directivă europeană recent, într-o lege românească. Aici pare să că lucrurile au mers mai bine, în sensul că, din câte am înțeles, au refăcut niște contracte. Era aceea privind practicile comerciale neloiale, dacă zic corect. Da, așa se numea. Care crezi că a fost mai eficientă sau crezi că a fost vreuna dintre aceste reglementări eficientă? Eficientă nu. Eficiente, de ce greu de spus? Că au provocat fiecare în parte daune atât producătorilor cât și retailerilor. Deci despre eficiență nu putem vorbi atât timp cât
doar teoretic consumatorul a fost la un moment dat avantajat, dar doar la un moment dat, pentru că ulterior toate lucrurile au fost reglate din PIX, din contracte noi și așa mai departe. Măsurile intervenționiste în actul comercial pe lanțul de aprovizionare sunt cel mai des sortite eșecului. Cred că măsurile constructive, așa cum am dat exemplu Poloniei în cazul merelor, măsurile de genul acesta ar putea avea succes. Cred că în momentul în care România va dispune de o rețea de 40-60 de depozite pentru produse alimentare, cel puțin 1-2 în fiecare județ, în momentul acela putem vorbi și de o producție de alimentară competitivă și de o capacitate de aprovizionare a unui număr mare de magazine. Atât timp cât noi vorbim sporadic de o mână de 10-15 maxim depozite de capacitate mică și acestea la nivel național, depozite frigorifice pentru produse alimentare din recoltele fermierilor, nu poate fi vorba despre succesul unor măsuri făcute din PIX în Palatul Parlamentului sau în Piața Victoriei. Deci trebuie să ne uităm, sau ar trebui să se uite decidenții în altă parte, cum spui, adică într-o zonă de investiții și de dezvoltare a producției până la urmă și de eficientizare. Mai avem două minute, te rog, Carol Popa, mă adresez de data aceasta consumatorului Carol Popa. Spune-ne dacă preferi produse românești și până unde le preferi, adică te uiți un pic și la acel celebru raport calitate-preț sau neapărat trebuie să fie produs fabricat în România, ca să spunem mai larg? Aș spune fiecărui privitor, fiecărui telespectator următorul lucru. În momentul în care intri în magazine, îți dorești să cumperi un produs așa cum ți-l amintești că era cel mai bun dintre cele pe care le-ai mâncat de același fel. De aici încolo totul se limitează la preț, la calitate și la locul de proveniență. Cred că ordinea spune mult. Locul okay. de proveniență este important, dar nu este primul într-o economie care dă semne de recesiune pe la colțuri. Da, în care inflația, iată, a mai rupt așa din veniturile noastre și din puterea de cumpărare, deci preț, calitate și loc de proveniență până la urmă, ne spui. Da. Bine, îți mulțumesc foarte mult pentru analiză și pentru informații și pentru că ai fost cu noi. Carol, îți mulțumesc încă o dată și te așteptăm și cu următoarea ocazie. Mulțumesc și eu pentru invitație. A fost alături de noi Carol Popa, jurnalist și redactor șef al revistei Piața, o revistă specializată exact în ceea ce discutăm acum, sigur, cu abordările jurnalistice și cu analizele jurnalistice, și anume cu lanțurile de producători sau cu lanțul acesta alimentar, producător, procesator și comerciant. O discuție lungă, interesantă, dar din care pare că nu mai putem ieși. O să vedem ce se întâmplă mâine la guvern, deși luăm doar o scurtă pauză. După pauză ne întoarcem și discutăm cu un antreprenor în domeniul agricol care, iată, a creat chiar acest lanț și o să vedem dacă acest lanț funcționează, în ce fel funcționează și dacă are și vreo verigă slabă. Rămâneți cu noi, ne întoarcem imediat.